Da, începem, da? Păi începem un interviu, începem să vorbim la WWMP News. Eu sunt Adrian și dacă vreți să-mi spuneți Artanu, dar parcă e mai bine să-mi spuneți Artan, cum, da. Și sunt de la formația Partizan. Noi am cântat în cafe acum și ne-a plăcut foarte mult. Despre formația Timpuri Noi pot să vă spun că a început în 82 și a fost foarte frumos. După aceea a fost o formație Partizan, că n-aveam cum să-i spunem, da, și s-am numit-o Partizan. Ce să vă spun de Timpuri Noi? Că într-o bună zi, adică mai bine zis, peste o noapte, bă, nu pot să vorbesc. Aici bine? Da. Excelent. Nu, că venim încoace aici. E și lumina directă. Unde vrei tu? Aici e bine. Poți aici? Da. Perfect. Așa. O, bună seara! Suntem la WWMP News, suntem aici cu un invitat absolut special și căruia îi mulțumim pentru timpul dedicat, Artanu. Artanu cunoscut de la Timpuri Noi, cunoscut de la Partizan. Ciao, ciao, ciao! Probabil primul concert. Am dreptate? Uh-huh. Am dreptate? Uh-huh. Ok! Îi predau microfonul lui Artan și Artan o să ne povestească puțin despre Timpuri Noi, puțin despre Partizan și puțin despre ce face în vestul României. Acum am terminat toată energia. Știți ce mișto a fost? A fost foarte drăguț la cafe. Băi, și e mișto să fii într-o formație. E mișto să, da, să ai formație, să cânti în formație, să... Mm-hmm. Dar asta se numește Partizan. Prima formație în care am cântat eu s-a numit Timpuri Noi, care a început în 82. Ai cu Timpuri Noi, dacă știți melodia Tanța, știți melodia Tanța și Luca și asta, așa, bun. Când, ce să vezi, prin 2001, cu Răzvan ne gândim la altă formație, să facem altă formație. Nu știam cum să-i zicem, dar știam ce să facem. Adică să avem o reacție la momentul muzical al anului 2001. Și atunci, eu cred că ritmurile sunt orientale. Eu cred că atitudinea e, nici nu știu de care este, de hapsâni, de militar, de, nu, de militar, de ene. Nu avem și noi o atitudine prin care, dar nu luptăm. Noi nu putem să luptăm chiar așa, pentru că noi suntem foarte buni. Noi nu putem să luptăm, să ne trântim, să... Și am învățat să cântăm și prin asta suntem noi Partizani. Și adică să mai fie o idee tot la același nivel, dacă e cu și înainte, și să fie bine, să nu ne-ar plăcea să auzim lucruri frumoase în continuare, să veniți tot așa la cafe și la celelalte formații care probabil deja s-au cam derulat, nu? Formații românești. Dacă vreți să le tunați, să le fulgerați pe formații, veniți la
veniți la ele să le vedeți, să le încurajați. Puteți face orice, dar nu vă fie lene, veniți să vedeți, să ascultați-vă ceva. Și vă pup, adică se apropie finalul și îmi vine să vă pup, pentru că finalul e aproape și începutul e departe și prin această pupătură dorim să ne facem înțeleși că noi suntem partizani foarte buni și că vă iubim. Mai haideți în cafe ca să mai haideți, da? La revedere! Ok, trebuie eu să continui interviul ăsta. Arta, nu pot să te las. Spune-mi, te rog frumos, de ce ai o șapcă NYPD? Dar ce înseamnă, că nu știu. Corect, da. Eu am primit această șapcă, cred că am primit-o de la Lucian, de la DJ Vasile. Și am mai primit, am foarte, foarte frumoasă, am dat-o cadou, nu știu, am dat-o unei fete mea, așa, i-a plăcut ei șapca. Deci, eu am această șapcă pentru că nu i-a plăcut nimănui și n-a trebuit să rămân fără, am rămas cu această șapcă, nepotrivită, sigur, și culoarea poate e nepotrivită, dar bunătatea noastră a formației Partizan va învinge și cele mai mici și cele mai mari vicisitudini ale vieții și împreună cu dumneavoastră, sigur, vom păși pe portativ. Se apropie sărbătorile, că mi-am și adus aminte. La mulți ani merită să să văd merită să Christmas, da. Hai, la revedere, vă pupa. Că vă așteaptă cu cu programul. Începe programul și v-am reținut poate. Partizan este, pe mine mă cheamă Adrian, dar este Răzvan, este Robin și este Radu. Eu cred că ăștia suntem și asta e tot. La revedere, pa!